Tribunalul Militar Cluj este ultima instanță care a judecat dosarul fostului comandant al jandarmeriei Maramureș, colonelul Petru Marcel Floristeanu. Judecătorii l-au condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare pentru tentativă de abuz sexual și totodată au dispus și interzicerea unor drepturi pentru 3 ani. Incidentul care a dus la întregul scandal s-a petrecut în luna septembrie a anului trecut. Atunci colonelul ar fi încercat să sărute cu forța o subalternă, însă aceasta l-a refuzat și l-a dat în judecată. Alte 4 angajate ar fi părăsit atunci sistemul tocmai din același motiv. Deși inculpatul nu a semnat un acord de recunoaștere a faptei, el a fost condamnat la închisoare cu suspendare, iar în următorii 3 ani nu mai poate fi ales în funcții publice. Trebuie să se prezinte la serviciul de probațiune Maramureș la datele fixate de acesta și să anunțe în prealabil schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile. Fostul comandant al jandarmeriei Maramureș trebuie de asemenea să comunice schimbarea locului de muncă și să se înscrie în programele de reintegrare socială. În plus, el va presta 60 de zile de muncă în folosul comunității. Angajata care l-a dat în judecată pe Petru Marcel Floristeanu a solicitat și daune morale în sumă de 5.000 de euro, pe care acesta este obligat, în urma sentinței, să le plătească. Și de asemenea, va mai achita peste 21.000 de lei cheltuieli judiciare. Sentința însă, nefiind definitivă, poate fi atacată în termen de 10 zile.